Înalt preasfinția voastră, vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ne îmbrățișați duhovnicește și fizic. Vreau să vă rog, pentru că ne-ați așezat la masă și am început să mâncăm, dar nu ne-am săturat. Și v-am ruga, v-am invita să veniți la școala Sfinții Martiri Bâncoveni, să ne vorbiți și nouă celor mai în vârstă și copiilor despre frumusețea Maicii Domnului. Când aveți un timp, tare mult am dorit să auzim un portret pe care nu poate să-l facă oricine, nu oricine poate să vorbească despre Maica Domnului, dar copiii sunt foarte însuflețiți și tare v-am rugat să veniți să ne vorbiți despre Maica Domnului. Acum, pentru că cunoaștem programul pe care îl aveți, sigur că noi v-am ține până mâine dimineața aici și copiii, cât sunt ei de jucăuși și de nerăbdători și de zburdalnici, am văzut că nici n-au respirat. Bine ar fi să fii și la clasă așa. Dar acum mi-am dat seama că nu e din pricina voastră, ci din cauza vorbitorului. Adică, și atunci o să-l rugăm pe Înalt Preasfințitul să vină cât mai des să vă vorbească despre lumea duhovnicească, despre lumea îngerilor, despre lumea sfinților. Vă mulțumim cu toată inima, ne-ați făcut o mare bucurie și nădăjduim să găsim un program potrivit, să ne potrivim programul după al Înalt Preasfinției voastre, astfel încât să fiți în mijlocul copiilor cât mai mult. Acum, așteptarea frăților voastre are o limită, adică tot postul acesta ați așteptat ca bobul de muștar să se prefacă într-un arbust în care păsările cerului să-și găsească cuib. Iată, mai mult decât atât, nu numai cuib și roade au făcut, roade au făcut lucrările voastre, astfel încât astăzi o să facem și premierea. Dacă mai aveți puțin timp chiar în preasfinția voastră să numați premiile sau să îi nominalizați, atunci iată că bucurie peste bucurie și har peste har. Numai puțin să aduc lista și premiile și o să facem cele cuvenite. Iată. Dobrin Sofia, clasa 1 de premiul 1. Școala gimnazială numărul 16, Marindu, Ionescu, Dobrogeanu, Constanța. Clasa 1 A, Liceu Teoretic Emil Racoviță, Techirghiop. Premiul 3, Pața Matei, clasa a 4 A. Așa.
mențiune și o drâncă Miruna, preșcolar. Unde e Miruna? Grădinița, căsuța cu povești, Constanța. O să vină. Tot mențiune, grădinița cu program prelungit Mugurel, grupa Panseluții Constanța, Sima Sonia Maria. Este de la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu, Cumpăra. A ajuns. Rădulescu Andrei, clasa 8-a, Școala Gimnazială numărul 24, Ioan Jalea. Pentru spiritualitate, da. Premiul pentru originalitate. Camel Pouta Camelia, clasa 1D, Școala Gimnazială numărul 16, Marie Mescu Bogdan, Constanța. Cine sunt? Pentru creativitate, Vraciu Sofia Maria, clasa 1, Liceu Teoretic Emil Racoviță Techelor. Și creativitate în clasa 1. Foarte creativ, foarte creativ. Și acum premii speciale. Asta o să le acordăm în școală, pe toate, că sunt mult mai mulți, dar trebuie să știți, iertați-mă, toți copiii care sunt prezenți, au adus lucrări, primesc o diplomă și un dar din partea școlii și fundației. Nu s-au pus premiile. După cum s-a văzut, premiile au mers la școli și la copiii cei mai buni, cu adevărat, cei mai buni copii, cei mai creativi, cei care au depus o muncă alături de profesorilor, de îndrumătorilor și le mulțumim cu această ocazie și profesorilor care s-au străduit cu toată dragostea să participe la un concurs cu o tematică nu ușoară. Nu a fost o tematică ușoară, ne-am dat seama de lucrul acesta. Este un concurs de debut. Anul viitor va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că vor participa 300-400 de școli. Anul acesta au participat 400 de copii. Vă mulțumim tuturor și să știți că premiile vă așteaptă. Copii și părinți împreună, poftiți să vă ridicați diplomele și premiile celelalte. Vă mulțumesc! Vă mulțumim încă o dată! Atmosferă îngerească, copilărească și e bine că ne organizăm să purtăm de grijă copiilor și să avem școlile în grija noastră, că școlile au început în tinda bisericii. N-au voie să se despartă școlile de biserică. Dacă se despart, o iau razna. Școala trebuie să aparțină de biserică. Și slujitorii să aibă grijă de școli. Noi așa am rânduit când eram la București. La fiecare școală să fie duhovnic, fiecare școală să fie arondată unui preot duhovnic, unei parohii și să fie într-adevăr o legătură între copii și preoți, dar și între dascăli și preoți. Că dacă dascăli nu sunt bine educați, cum să educe ei copiii?
Eu am participat în 94 la întruniri când religia era proaspătă în școli. Și am avut dialog cu părinții copiilor. Și ziceau, nu ne-am închipuit să avem atâta bucurie, că noi învățăm, pentru că n-am făcut religie în școală, învățăm credința și informația necesară de la copiii noștri. Trebuie să fie o legătură între părinții și copii în permanență, numai așa se sudează legătura între părinți și copii, dacă este cu adevărat spirit religios, dacă este Harul lui Dumnezeu în familie. Din familie n-are voie să lipsească Harul lui Dumnezeu. De aceea să rămâneți în acest Har al lui Dumnezeu și să vă bucurați, părinții se bucure pe copii, copiii pe părinți, și legătura între generații să fie armonioasă și dătătoare de roade în permanență. Vă mulțumesc că răspundeți la chemările bisericii. Mulțumesc, Părintele Cezar, că are vocație pentru așa ceva, este la capela tinerilor, dar a prelungit capela și pentru copii, nu numai pentru tineri. Și chiar pentru părinți și bunici. Este o biserică vie și să ajute Dumnezeu să rămână tot mai vie și tot mai productivă în aceste valori spirituale care sunt nemuritoare. Aveți grijă de copii, prin ei trăiți, prin ei vă mântuiți, iubiți părinți. Să aveți această grijă specială de copii. Doamne ajută! O să aviat! Toți copilașii vor primi diplomele și cărțile, darurile pe care vi le-am pregătit. Să știți că avem 400 de diplome, da? Așa că chiar cu toții puteți să primiți. După ce luați binecuvântare, vă mai spun vreo două cuvinte.